De dimineață, când ne-am deplasat pe podul Prieteniei, atmosfera nu era tocmai prietenoasă. Pe partea românească a podului, abia dacă se mai putea circula din cauza craterelor din carosabil din ce în ce mai multe și mai adânci. Pentru șoferii autovehiculelor de mare tonaj, trecerea podului de la Giurgiu reprezintă o adevărată aventură. Mașinile grele se balansează periculos în încercarea de a trece în siguranță prin gropile din asfaltul măcinat. La capătul podului, dinspre partea românească, am zărit și câteva echipe de muncitori, dar și utilaje care efectuau reparații, cei drept provizorii a părții carosabile. Lucrările sunt executate de două societăți asociate, una din România, cealaltă din Italia, firme cărora le-a fost atribuit contractul pentru reabilitarea podului peste Dunăre de la Giurgiu. Reprezentanții firmei italiene au explicat în exclusivitate pentru TV Giurgiu toate etapele proiectului, prima fiind începută deja. Momentan facem niște lucrări de reparație a părții carosabile a podului pentru viabilizarea traficului, după care vom intra într-o fază de lucru propriu-zis, când vom închide o bandă, circulația făcându-se doar pe acea bandă, și noi vom începe să demolăm placa de beton a podului, pe care o vom schimba cu dale prefabricate din beton, care vor fi monolitizate, și se va face o hidroizolație nouă, cu parapeți noi, cu asfalt nou, cu rosturi de dilatație noi. Zona pe care va fi pe care vom începe este partea de viaduct de 400 de metri, cu schimbarea dalelor, și pe partea centrală a podului vom începe să facem și lucrările de vopsitorie a structurii metalice. Proiectul, în valoare de 13 milioane de euro, cuprinde și modernizarea drumurilor de acces în Vama Giurgiu, unde se vor efectua rigole carosabile, frezarea asfaltului vechi, repararea dalelor de beton și turnarea unui covor asfaltic. De asemenea, parcările existente vor fi reabilitate, se va realiza un sens giratoriu, o trecere de pieton semaforizată, parcări noi și construirea unui spațiu destinat scanării materialelor radioactive. Începe în zona celor două benzinării Petrom, cu execuția unui sens giratoriu. După aceea se vor reabilita partea centrală cu zonă verde și se vor repara anumite dale de beton care există pe acest drum și se va asfalta drumul. Și acum ne prevăzut și stațiunea asta. Cum sunt prevăzute. Pe lângă aici se va executa și o trecere de pietoni semaforizată cu semnalizarea rutieră aferentă. Tot proiectul va fi iluminat cu instalație nouă de iluminat cu becuri cu LED, inclusiv podul. În zona Vămii se vor amenaja și parcările și la intrare și zona de cântare, de ieșire din țară și de intrare în țară. Benzile pentru camioane vor rămâne pe structură de beton, iar benzile pentru autoturisme vor fi cu asfalt. Noi suntem în această zonă care este organizarea noastră de șantier provizorie. Noi aici, săptămâna viitoare, vom aduce o macarator cu care vom începe să executăm dalele pentru pod la noi în șantier. Între timp este comandată și o altă macara, o avem aici. Utilaje în celelalte, limitate. Este o macara 12 metri, tip portal, care va fi folosită pentru montajul dalelor pe pod. Pe pod, fazele sunt cu blocarea pe mijloc, demolarea unei părți cu traficul pe o singură bandă, înlocuirea cu dale noi de beton, execuția parapetului a trotuarelor,
asfaltului și după ce banda aceasta este terminată, se va trece cu traficul pe această bandă, devolându-se partea cealaltă. Când vor fi amândouă părți terminate, va fi o zi de întrerupere totală a traficului, în care vom executa partea de monolitizare pe mijloc între cele două benzi. Aceasta va fi anunțată din timp și din punct de vedere tehnologic este necesară pentru aderența între armatură și betonul care se va turna. Zona șantierului nostru cu birourile Macaraua Turn, care va fi folosită pentru execuția prefabricatelor de la pod, Macaraua folosită pentru montaj, ca și particularitatea proiectului, în această zonă va fi executat și un punct de control a materialelor radioactive, care, prin care vor trece toate mașinile care intră în țară. Este un proiect cu NATO finanțat în parteneriat cu Statele Unite. Și cu particularea asta practică? Și cu asta este particularitatea proiectului. Va fi o limitare de viteză la 5 km pe oră. Se intră între bariere, se scanează toate mașinile. În caz că se găsesc cu materiale radioactive, se blochează în parcare și eventual se întorc înapoi. Îmi spuneați că lucrările la pod se vor întinde pe durata acestui an, tot acest proiect, pe da. Ce durată se întinde? Termenul nostru de execuție este de 12 luni. Am avut și 2 luni de proiectare. Proiectul este aprobat, este depus pentru obținerea autorizației de construcție. Noi sperăm că în termen de maxim 2 săptămâni o să avem autorizația de construcție și putem să începem legal, din punct de vedere legal, lucrarea. Forța de muncă de unde o aveți? Forța de muncă va fi personal român. Există firme specializate care vor fi folosite pentru vopsitorii. Mai există și firme specializate care vor produce prefabricatele și montajul prefabricatelor, dar personal român. Timpul de execuție a lucrărilor este de un an și vor începe în adevăratul sens al cuvântului imediat ce se va obține autorizația de construcție de la Ministerul Transporturilor. Până la sfârșitul anului, dalele de pe pod vor fi schimbate, dar pe lângă aceasta și vopsitoria pe partea de deasupra căii va fi terminată. Pe lângă aceasta, noi mai avem de executat și lucrări de vopsitorie a structurii de rezistență de sub calea podului, care va veni după ce vom monta plăcile pe pod, și lucrări de reparație a pilelor și a fundațiilor podului, și vom merge ca și oamenii gospodari de sus în jos ca să nu murdărim ce am făcut. Finanțarea lucrărilor va fi asigurată din fonduri europene și bani de la buget, însă mai multe detalii despre proiect și despre cum va arăta Vama Giurgiu și podul prieteniei în următorul an puteți urmări în exclusivitate imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale.